NATO ia atitudine după bombardarea Siriei, folosirea armelor chimice este inacceptabil. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, sublinierea a exprimat sâmbătă dimineața susținerea pentru acțiunile întreprinse de Statele Unite, Regatul Unit sublinierei Franca împotriva instalațiilor sublinierei capacităților de arme chimice ale regimului sirian, transmite agenția DPA. Aceasta va reduce capacitatea regimului de a ataca din nou poporul sirian cu arme chimice. NATO a condamnat constant utilizarea continuă a armelor chimice de către Siria ca pe o încălcare clară a normelor sublinierei acordurilor internaționale, a arătat Stoltenberg, într-un comunicat, conform Ager Press. Folosirea armelor chimice este inacceptabil, iar cei vinovați trebuie să fie trași sublinierei la răspundere, mai arată secretarul general al NATO.